Postea părintele Ioan de la biserica de lângă Facultatea de Arhitectură Ion Mincu din București. El stă foarte mult și spovedește până seara târziu, undeva spre 12 noaptea, și îmi povestea că într-o seară, fiind el așa de fericit și de împlinit că spovedise pe toată lumea și că avea așa o stare specială, a ieșit în stradă și pac, trece un tip cu bicicleta. Și îi zice, părinte, pă bune, până la ora asta ți-ai luat bănuțul, e bine, o fi bine, părinte. La care părintele Ioan zice, dar dacă nu-i așa, ia vino puțin încoace. Se întoarce tipul cu bicicleta, părintele scoate buzunarele, avea vreo 2 lei acolo în buzunar. Băiatul cu bicicleta a zis, părinte, am greșit. Este primul pas, zice, te aștept la biserică. Și duminica următoare, băiatul cu bicicleta a fost la biserică. Important e să ai curaj. Oamenii din biserică, noi, ortodoxi, nu prea avem curaj să dăm un răspuns frumos, pertinent, celor care ne acuză de tot felul de lucruri.